În luna martie, Garda de Intervenție a orașului Mioveni a participat la 13 intervenții, dintre care 5 au fost incendii de locuințe, 5 incendii de vegetație uscată, o inundație la subsol și 2 la coșurile de fum. Garda de Intervenție a orașului Topoloveni a fost solicitată la 28 de intervenții, 26 dintre ele fiind incendii de vegetație uscată și 2 locuințe incendiate. Serviciul SMURD a participat la 21 de acțiuni, dintre care 2 au fost alerte false. Este de remarcat în această perioadă creșterea alarmantă a numărului de incendii de vegetație uscată.